Sărbun ușițele! Teo, să știi că n-am venit în calitate oficială. Adică n-ai nicio calitate, am înțeles. Nu, am venit în calitate de prieten. Mădescule, dacă ai venit iară să mă inviți la cafea, te scutesc de o umilință inutilă și te refuz, ca să nu mai pierdem vremea, știi? Am venit cu o problemă. Vreau să mă ajut să ocup postul de chestor. Mă, de mic când doream să fiu chestor. Mă jucam de chestor, visam numai chestor, 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 chestor. Și acum s-a ivit ocazia. Că ai ieșit Boșorogul la pensie și până acum postul a fost ocupat doar prin ordin de serviciu. Adică așa, temporar. Și acum îl scot la concurs. Mă ajuți? Să zicem că aș putea să te ajut. Dar mie ce mi-e să la afacerea asta? Voi fi omul tău credincios toată viața. Nu-ți voi refuza nimic. O să mâncam doar Teo, 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 Teo. Bine, Matescule, bine. Atunci vreau să nu te mai dai la mine toată viața ta, înțeles? Niciun buchet de flori, nicio invitație la film, la teatru, la masă, bâlci cu tirii, bombe, nicio libidinoșindie de aia păloasă, nimic! Ne-am înțeles? Îți promit că dacă mă ajuți, o să-ți respect cu sfințenie condițiile. Da! Bine, o să-l sun astăzi pe ministrul de interne să văd ce se întâmplă cu postul tău. Ai reținut, da? Postul tău, da? Îți mulțumesc, da, 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 păi nici nu te-au numit bine și tu ce faci? Te vorba aia, păi, de promisiune? Tu pierzi, că eu fac o cafea foarte bună. Da, bine, păi te-o singur și beau la fel. Brințișorule! Tu o cam arzi aiurea. Azi noapte n-ai venit lângă mine în pat, nu te-ai odihnit și acum pleci la câmp, la frosa și o să fii chior de somn. Azi nu se duce nimeni la câmp. Azi dau și dorm și mă refac pentru că am compus poezie toată noaptea. Ia uzi! Adică la muncă mergem așa, când ne vine cheful, facultativ. Și cine ți-a zis ție, mă rog frumos, că te întreține ca să o faci pe poetul? Fac pe poetul? Adică, Zan nu e destul de poet pentru tine, iubit? Nu, bine, n-am vrut să zic asta, doar că... Doar că, pare rău, eu am stat și am compus toată noaptea poezie pentru iubita mea. Ia fii atent aici. Mașina de gunoi e împuțit ca de obicei. Trotuarul e plin ochi de gaga de gâței. Venit la țara vostru cu gând și vizgă este bine. Dar singur lucru bun e că găsit, iubit, pe tine. Genialul meu! Iartă-mă, iartă-mă! Uite, poți să dormi cât vrei tu, să scrii, să întorci, să scrii, eu nu te deranjez, să știi. Vrei să-ți fac ceva de mâncărică? Chiar zici să mă duc la câmp? Nu, nu, nu fac nimic, stau cu minte la bucătărie, da? Ok, bine. Militurile și ultravioletele alea, dracu, pe care le scoți pe gură, că mi-ai săpăcit de tot toate animalele din ogradă. Nu mai sunt în stare că ei le fac o rotunde, fac numai de alea ascuțite și cu crăpături deja. Mi le-ai săpăcit de tot pe cocoș și are deja tulburări de erecție. Mi le-ai turbat pe Marian și în ultima vreme mi le atacă pe taurtă, mi-l mușcă cât e joa de lungă de burtă. Și cât să mai reziste și animalul ăla, că e și ăla om. Și mai rău este că e defectat GPS-ul, dar are niște berze și sunt proaste și nu mai aterizează unde trebuie. Vreo două au căzut în piscină la vecinul. A, laibii vecin și-a făcut piscină. Ei, las că așa-i trebuie. Cine l-a pus o sape lângă stâlp unde stau păsăroele? Să tragem o beție. Beau, beau, beau. Pomine să fie. Beau, beau, beau. Și tu poți să stăpână. Beau, beau, beau. Își bagă o ăștia în gură. Firea frisă să fii cu aia. Beau, unde crezi că scapi? Beau, beau, beau. Oricare la scapă. Hopa! Ți-au dat drumul de la... Vesel? Cum ai făcut, mă, nimic? Ai fost cu minte? Ai scris o carte? Lasă miștourile! Că internarea a fost un abuz, a, da? Și-au dat seama și ei până la urmă. Păi nu-mi internezi un om așa... că a vrut să stea de vorbă cu fosta iubită, nu?
Păi da, dacă el vrea să-și iadă de vorbă cu trânsa împotriva voinței trânsii, se numește viol verbal, să știi. Viol verbal? Ia lasă, Caterinca! Ia zi, e adevărat ce am auzit? Voci? Ce spun? Ești împit! Băi, am auzit un zvon că se scoate la concurs postul de chestor. Dar nu ca până acum interimar. Principal și permanent. Și Mateescu e foarte interesat și o să vrea să-l ocupe. Și o să tragă niște sfori pentru asta. Să știi că o face deja, Poponețule. Și ăsta e el mai bun moment ca să reactivăm frăția Petreușe dintre noi. Trebuie să ne coalizăm împotriva lui scârba asta ca să nu prinză postul. Prostul. Că o să ne frece ridichea la infinit. Vezi, bă, Chiorete, de ce nu-ți merge ție bine în lume așa și mai ales în viață? De ce, luminosule? Pentru că ești prost. Ce? Prost intenționat, pardon. Sau dacă vrei să folosesc un cuvânt așa care să nu te jignească, prost orientat. De ce să-l sabotăm noi, mă, pe Mateescu ca să n-ajungă chestul? Dar dracu ce e, de scârb ordinară ce e, căci că fiindcă... Nu-l halimbă nici cu o tonă de lămâi, că le șade în gât ca osul de pește, ca așa, dracu. Așa e, așa e, cum zici tu? Păi da. Da, bă, dar gândește mai departe de ura asta pe care o ai. Gândește pe termen lung. Dacă Mateescu ajunge chestor și noi îl ajutăm puțin, nu ne asigurăm și noi un pic spatele și când o va avea și noi o problemă, o face vreo boacănă, o să fie acolo ca să nu ne dea afară din poliție. A? Plus că n-ar mai sta pe capul nostru aici tot timpul să ne streseze. Da, da, toate astea putem să le facem dacă îl avem la mână cu ceva. Ai înțeles? E? Periculoasă strategia asta ta, bă. Cap de-mi el. Tu ai mare grijă ce mai bingă-n și cu cine. Că pariesc că nu o să prinzi paștele următoare în viu. O să ajungi priptură. Iubire! Gata războiul? Ia cât de frumoasă poezia ta și Luca e despre mine. Dar e bine scrisă, e genială, e profundă, e adâncă și e plină de sens. Și mă gândeam că merită să-ți organizez un recitativ. Nu vreau. Nu pot să-mi faci asta. Dar de ce iubire? Toată lumea o să te iubească, îți promit. Nu pot. Hazan e foarte timid. Am făcut o treabă de-asta cu recitalul când eram eu la școală, am făcut în clasă și toți colegii mei au râs de mine. Am fost fetița lor 3 ani. Aula. Da, am rămas cu traume. Iubirea, fii atent. Eu o să aleg doar invitați educați. Promit că nu o să râdă nimeni de tine. Și bine pentru imaginea ta, și pentru sufletul meu, și vreau să vadă toată lumea ce iubit, talentat am și ce dragoste frumoasă avem. Haide, te rog, accepti, te rog, te rog. Bine, dar gazda te face fericită. Normal că mă face fericită. Și mă face pe mine fericit. Fiecare zi. Nu fiecare zi, acum? Acum. Hai bine. Ce-ai luat o felie de pâine, un ou, unt și gem. Asta face cam 9 lei. Cam atât mănânci tu dimineața. Pe banii mei, evident. Ei, uite că nu mai mănânc. Mi s-a dus pofta așa brusc. Și ia banii aici pentru o cafea bună. Pe care ar trebui să o faci acum special. Că ce servești tu de obicei drept cafea e apă chioară. Mami, ia tu serviciu. Mi-am chef să mănânc. Poate în felul ăsta scap, mor și scap de nuntă. Mersi, Gogule, ce suflet bun ai. Băi, să știi că îmi pare rău de tine, sincer. Hei, ce mănânci acolo? De unde ai sandwich-ul ăsta? Dă și mie. Da, chiar așa? De unde ai sandwich-ul ăla? Nu cumva este din pâinea mea, din curcanul meu și din roșiile mele bio? Asta face cam 10 euro, drăguță. Așa că scoate banul. A, bă, Lili, pe bune! Când vă certați ca două cații la chir mișto, îmi plăcea să văd cum s-o luați una de alta, da, așa? Când îi numeri dumii cațiile astea, mică, parcă e telenovelă de aia tristă, columbiană. Nici măcar acum nu zici nimic? Ce? Dacă te iei de ea, te iei de mine. Uite, îți dau și motiv, na. Nu mă iau, e ok să mănânci tu. În fond, avem nevoie ca tu să fii energic. Să faci nimic ceva cu agenția aia, să nu pierdem banii investiția, iurea. Nu-i așa, protăcel? Ok.
cunoaște. Mie? Da. Ce? E pe numele tău, văd. Ce? Dar când te duci, vei deja adresa de la Belciugatele. A furiște ce repede te miști. E de la casa de dieșcol. Mă, e bre, că n-ai câște. Stai așa. E de la Garofița, casa de discuri Garofița. Sunt cei mai tari pe cumetrii, bre. Eu le-am trimis o piesă tremă și mi-au trimis contract. Am contract, am contract, am contract, am contract, am contract. Te-ai hotărât să-mi demolești cu cioaba? Cu ce bani? Păi, e... Ce, cum e? E o sumă cam mititică. Nașoal. Dar nu-i nimic, că toate vedetele au început de jos. Ce faci? Semnez. Ia uite, nu semnezi nimic. Pre! Nu se... Ia mă, da-l-o-va! Trebuie să citesc eu. Contract, nici nu se... Cad! Făi, te-a prostit foamea? Păi ăștia-s bani? Mă rog frumos, dar acum arăți, nu prea cred că știi ce e aia foame. Ce-i dracu ai în tartacuța aia seacă? Ăștia-s bani pentru un profesor universitar, nu pentru tine mai lăutărăță respectabilă. Nu semnezi absolut nimic. Mai discutăm, mai negociăm, mai povestim. Ho, bre, ho, că m-ai zăpăcit. Ia, bă. Lasă-mă, nu vreau să-mi cumpere absolut nimic. Uite așa, în spirit de protest, pentru că ești rea și că te porți urât cu pame. Și nu mă mai ridic din pat, deloc. Nici dacă te trece? Nici. Te porți ca un copil. Tu pânta aia, du-te și adun scotece. Să nu cumva să-ți pătezi așternuturile astea aromatizate cu esență de vanilie, că zici că-s clătite. Ah, bine, îți iau scotece cu aceeași aromă. Bună seara, domnule comisar, ce mai faceți? Vă deranjez cu o invitație surpriză. Gând la gând cu bucurie, că și eu voiam să te deranjez. Adică voiam să vorbim în interes profesional, bineînțeles. Vreau și am nevoie de informații pentru concursul ăsta, pentru ocuparea postului de chestor. Mai exact, ce conține examenul? Amănunte! Fii atent, Mateescule. Îți promit că dacă accepti invitația mea și vii cu toată secția la recitativul pe care îl organizez eu pentru iubii și nu râdeți de el, aflu tot ce vrei, mă, inclusiv subiectele de examen. Ai cuvântul meu de onoare că o să venim cu toții. Îmi par. Bine, o să las o persoană în secție, că așa trebuie. Cum zice, cu recitativul ăsta? Iubii, mi-a scris o poezie de dragoste. E atât de sensibil, e un suflet atât de pur și de frumos încât e păcat să trăim doar noi fericirea asta și vreau să o împart cu prietenii. Plus că dă bine la imaginea lui de poet. O să pun evenimentul și pe internet. Auzi, măi, mă, eu ți-am arătat poezia mea vreodată? Nu, mersi. Mie îmi plăcea lui Hasan. Hai, vă aștept, da? Da. Pa. A. Pa, pa. A mea era lungă, e poem. Te cred. Mateescule, mai este cineva care vrea tare de tot postul de chestor? Știu de la omul meu de la Cotroceni. Se fac presiuni să fie numit individul cu pricina, dar stai liniștit că o să contraatac eu. Teo, Teo, îmi pun toată baza în tine, așa cum am stabilit. Sunt omul tău 100%. Fă ceva, ce știi tu mai frumos. Adică fă tot ce poți. Dar ce să faci? O să-i cer ministrului, ca un favor personal, să-l trimite la mine pe candidat să-l evaluez. Și evident că o să pice evaluarea și o să trebuiască alt candidat care o să fie recomandat de mine. Adică tu. Rămân sclavul tău pe veci. Dar ce zic eu pe veci? Și după? Adică în eternitate. Bine, Angela, Similea, cum zici tu? Ai grijă să nu uiți refrenul după ce te vezi cu numirea în buzunar, da? Yes! Eternitate. Te grăbești ca fata mare la măritat. Bre, sunt deja măritată și nu sunt proastă. Da, și eu dacă vreau să ne semnez și mă lași în pace. Nu semnezi nimic, că te ce aveți de urlați așa că se aude din drum? Uite, mă, ce când ne urlăm noi, tu urli mai tare decât noi, fa! Oh, bre, oh! Ce vrei? Hai să zic una bună. Ia-și-o! M-a lovit o barză în cap, zbura așa de jos, era chiar una săracă. Vă ajungi, fai, ce-ai făcut, Saludo? E de la asta! Că le-a defectat și piesul la toate berzele cu răgnetele ei și acum vrea să mi se vândă pe 2 lei. Că bre, ce-i în mână nu-i minciună, mai bine pe 2 lei, dar siguri! Nu, nu semnești deloc! Credeam că nu mă vărtui prostul șatului, dar fac că nici cu tine nu mi-e rușine! Bre, te rog frumos să nu mai ieși, gata, m-am să
că nu e bine. Păi, normal că nu e bine, dacă nu mă ascult, ce-am trecut, am căpățânată și mi-ai cumpărat. Ce vrei? Ce vrei? Ce vrei? Că pe mine nu mă interesează prostia ereditară din neamul tale, da? Ce? Eu am altă treabă. Și de ce venești? Să te rog să vii la recitativul lui Hasan. Că nu face plopupere. Da? E, exact atunci o să mai vezi și matale pe fimea, că o să o iau de tot. Ce fac? Da? Trecu cu mă șantage. Bine, fă-i. Bine! Viu. Acum pot să mă duc să-mi papă proasta satului să nu se ia de băutură ca măsa. Că se mără cu ea. Are mâncărici în fund. O saba! O bibi! O saba la ordin! N-ați venit puși la malelor! Hai odată! Dar de ce ți-i păstam de ea? Că noi n-am făcut nimic rău. Încă! Fiți atenți la mine. Vreau să veniți la vilă la recitativul lui Hasan. Nu venim că știm cum recita Hasan și nu ne place. Adică? Adică recită, cum să zic eu, recită foarte prost. Și face niște gesturi penibili. Iată, dragă, unde se ascundeau criticii literari. Îmi fac fâșoi la belciugatele. Mă băieți, dar dacă vă aduc eu pe Sofia să vă cânte în sutie și în șalvar și-o pun să-și danseze, veniți. Sigur, veniți. Ok, deal, bate-n palma. Deci dacă mai lași pe aia să se ia de mine, plec. Ca să știi. Pii, ce vrei să fac? Ai văzut că am încercat să iau atitudine atunci la faza cu sandwich-ul și a ieșit și mai aiurea. Tot ai căzut de proastă. Ai căzut prost. Scuze. Mă, iubi, de ce nu vezi și tu partea plină a paharului? Avem unde să stăm. Ușor, ușor facem și niște bănuți. Știi ce? Tocmai văd partea plină a paharului, că tocmai mi s-a umplut de tot. Și la prima abatere, plec. Asta ca să știi, să nu zici că nu te-am avertizat. Decât o viață de rahat aici cu tine, mai am singură la mama, mă. Așa brusc, dintr-o dată te-ai apucat? Și oricum la măta nu e singură că ești cu măta. Sau e cantitate neglijabilă? Gata, hai să mergem. Hai, odată, scoală-te! Nu vreau. E dreptul meu de mamifer să refuz hrana și să zac. Ai văzut, câinii așa fac când suferă. Păi și ce, tu ești câine? Lili, am spus mamifer! E, lasă că te zic eu, lutanti, și scoate mamiferul ăsta din cap, că te zice pește. Ia și ascultă. Alo, să rămână, tanti. Costeluș nu vrea să ridice din pat. Spune că e dreptul lui de mamifer. Că asta se crede mai nou. Scoală-l imediat, că dacă vin eu îl și bat cu drepturile lui de mamifer în cap. Ce aveți, fraților, v-au apucat pe toți ficile? Da, e rău în democrație. Ai auzit ce a zis maica ta? Să te scoli, că-ți face rău democrația. Hai, hopa, sus, 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 sus. Bună ziua, domnule ministru. Îl trimiteți mâine la evaluare pentru postul de chestor. Am înțeles, vă mulțumesc, mulțumesc mult. Păi ce mă enervează asta când trebuie să trag atâtea sfori. Poate, scule, cât o să te coste asta, dar ce o să te mai coste? Gata, comisare, mâine vine gușterul la mine la control. Îi trag direct dungă roșie pe buletin. Să rămână, Teuța! Ești cea mai doamnă pe care o știu eu. Te cam omorât și gramatica. Pa! A venit haptea. Zi. Să trăiți, permite să raportăm. Stima noastră și mândria, Matiescu, România! Și să știți că noi vă susținem necondiționat în a atinge nivelul de chestor principal pe care vi-l doriți din toată inimioara noastră. Să știți că noi poate ne-am mai jinit, că ne-am mai insultat, dar de certat, noi cu matale, niciodată. Deci, buna peste alta, să știți să vă bazați pe noi, cu respect vă susținem. Mersi, bă, Chiorete, dar nu cred o iotă. Oricum, apreciez și o să țin cont când o să fiu în funcție. Servesc patria! Nu cred o iotă. Haide acum! Ia-te la dulap! Mă duc la birou! Nimic? Băi! Asta e! Ce-a găsit? Ce? Băi! Astea-s dosare de politicieni! Maaa! Astea-s dalea nerezolvate de mult timp! Ia, astea sale îngropate, fă repede poze! Hai!
Hai că urmă să nu vină ăsta. Ușor, repezitule, că de-acu nu vine Giul Gău cu una cu două. Păi și strângi tu atâta omenire ca să recite sesam ăsta al tău trei versuri și un brânci? Păi nu, că poate să recite mai mult dacă vrei. De nu, eu vrea să nu recite deloc, da? Lasă ce ați vrea voi, o să recite. Și o să cânte și Sofie și o să facă belly dance. Lasă-mă că o să fie Caterinca, că-ți dai seama că o să-l ia rău pe Chiorete și măcar ne distrăm, nu? Ba, așa da. Și cam ce presupune recitativul ăsta așa ca logistică? Că parcă... Virgulă! Parcă văd că tot greu o să pice pe mine. Ba, o să pice pe mine, că voi toți sunteți niște pârliți, iar pupă să nu scoate de un leu. Însă, mă ofer cu plăcere să vă sponsorizez evenimentul cultural. Mersi! Dar, cu condiția... să servească cineva la mese. Adică Pami. Ce? Apoi, e perfect, baby! Că în felul ăsta o să avem și noi de mâncare cel puțin două zile. Poca! A, da? Păi atunci o să mă ajut și tu, că nu o să mă descurc singură. Îmi pare rău, baby, dar eu nu pot sta să văd cum se dă în stabă sesama lui asta. Mai bine plec. A, adică să ce, să pice măgăreața numai pe mine, nu ca de obicei. Hai, lasă, iubire, că te descurci, nu e nicio... Eu zic să termin cu prostiile astea și să faci act de prezență. Și, în general, fiți atenți, dacă râde vreunul de Hasan, are de-a face cu mine. Ii, tu și ce o să ne faci, mă, tu? Mâncare! Făcută de mânuța mea, vreți? Nu, nu. E, vedeți, mă, că se poate să fii și ascultători. Trebuie să găsesc ceva serios ca să-l declar inapt. Hai, Teo, hai curaj, că doar nu e prima dată când distrugi vieți. Bună, Teo! Ah, bună! Întotdeauna o plăcere să te revăd. Bună, SS, și mie mi-ești drag, numai că acum chiar sunt ocupată. L-aștept pe unul care se visează chestor și eu trebuie să-l trezesc la realitate. Foarte bine! Da. Îl ai în fața ochilor. Eu sunt ăla. Poftim? Tu vrei postul de chestor? Nu tocmai. Dar am fost propus de sus și din secție. Colegul Chiorete a fost atât de drăguț și acum ceva vreme a trimis o scrisoare de recomandare. Tata, tu ești conștient că nu e cea mai bună variantă asta, nu? Tu știi că ești șantajabil, vulnerabil dacă se află de slăbiciunile tale. Slăbiciunile mele? Surpriză! Nu există! Sunt ofițer sub acoperire și până acum am jucat un fel de teatru ieftin. Hilde? Nu există. Fobiile mele? Nu există. Timid? Nu sunt. Și nici măcar nu vorbesc germana. Dar cum naiba că te-am auzit cu urechile mele? Nu știu decât câteva cuvinte. Maxim 15. Mi-și ceva gramatică. Cât se induc lumea în eroare. Totuși e un post care presupune stres, restricții. Nu o să mai poți să mai mergi nicăieri, să faci nimic. Totul trebuie să fie așa stat. Teo, ia spune-mi, tu faci cumva jocul lui Matescu ca să-i oferi lui postul pe tavă? Știu că ai intervenit pentru el. Să știi că nu mai joc rolul de băiețel de pension, așa că iată-mi franchețea. Deci? Dar nu fac jocul nimănui, doar pe al meu. Pentru că... acum te doresc chiar mai mult decât înainte și nu vreau să te pierd. Mă doare în cod de Matescu și de tot. Vreau doar să fim împreună, pentru că nu suport ideea să nu te mai văd. Bună seara, dragii mei! Bună seara, stimat public! Sunt Sofica Gogoașă și în seara aceasta o să cânt și o să vă încânt fără număr sârbe de la Belciugatele. Vă invităm la horă! Muzica maestră! Muzica! Mersi, mersi! Ești... beton! Foarte bună! Ești ceva... Să știi că special am venit când am o idee beton. Da? Fii atentă! În meseria asta mea de detectiv am cunoscut mai de mult un impresar de vedete. Un greucean, un șmecher, un cu toate alifiile. Și m-am gândit să te ajut și pe tine, că nu ne cunoaștem de ieri de azi. Mersi, Emma, dar eu deja am semnat un contract cu casa de discuri. Păi da, fată, dar pe un an. Ăsta poate să-ți dubleze banii, poate să-ți dea și de 4 ori mai mult. Pe bune? Vreau, păi atunci vreau, dar... auzi, cum facem să merg la el într-o audiție? A, păi nu mergem, nu, îl aduc eu așa, întâmplător. Așa? La recitativul lui Hasan. Și după aia intri și tu și cânti o piesă orientală. Orientală? Dar de ce orientală, fată? Că eu mă pricep mai bine la astea populare ale noastre de petreceri, știi? Pentru că trebuie să se integreze în recitativ, adică poezia orientală. A. Și intri frumos așa, în sutien și șalvari, cânti ceva și dansezi și din burlic puțin. Păi știu eu ce să zic, mă, Emma...
Mi se pare cam mult, adică în sutien. Fate, știi ceva? Arta cere sacrificii, nu poți să fii timidă și vedetă în showbiz. Omul are nevoie să-ți audă vocea, dar mai ales să-ți vadă mișcarea scenică. Plus că la noi e plin de paranghelii de-astea cu românce și orientali. Tu trebuie să te adaptezi pieții dacă vrei să faci bani. Te bani sau nu? Mă bag! Și mersi din suflet pentru tot, fată. Nu știu cum o să-ți pot să-ți mulțumesc, mersi. Mulțumesc din suflet! Mulțumesc! O seară în continuare la toată lumea! Bravo! Bine, Sophie! Vine doamna Sophie să cânte și danseze din burice? Da, tapir pervers, vine, că eu îmi țin promisiunile. Dar să dea dracu să aud musca către cită Hasan, că ați zburat, mă! Nu înțeles nimic. Musca e afară sau înăuntru? Doamne! Nu acum. Auzi, vei? Costelușul de nu s-a ordinit să vină și la cei? E tot un patant, e nu convins să se dea jos. Vrea scutece. Ata? Uh-huh. E, la să vezi tu ce mă ocup eu de el după recreativul ăsta. O să-și dorească să nu fi pus niciodată scutece pe el. Păi nu i-am pus încă. Voiam să zic, o să-și dorească să nu se fie născut vreodată. Era o metamorfoză, făi. Haide. 2-10, 2-10. Haideți să încurajăm artistul. Țineți cont că e la debut și are nevoie de susținere. Să-l aplaudăm! Hai, am venit și eu că vreau să mă distrez un pic. Bă, dacă o să vină să râd, o să râd, asta e, n-avem ce să facem, nu vă supărați, da? Eu zic să te duci la Pami să o ajuți cu servitul. Eu zic că tu nu mai auzi ce am zis. Eu dacă vreau să râd, râd, da? Stai, dracu, cu ăla! Ok, mă duc la Pami să o ajut. Hai, iubitul! Nu, 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 hai, recită! Doi, zece, ce, ce, ce? Dragii mei! Mașina de gunoi e îmbuțit ca de obicei. Trotuarul e plin ochi cu caca de căței. Veniți la țara voastră cu gând și vis că este bine. Dar singur lucru bun e că găsit iubit de tine. Hai, dragă, că aș de două ori într-un loc. Dă tacămurile să le pun invitațiilor, că ne prinde ziua de mâine. Ai, mă iubire, că nu râd de tine, ei nu râd de tine, ei râd de Van Damme. Serios? Da. Crezi că le-a plăcut? Sunt convinsă că le-a plăcut. Păi, le mai reciți odată, dar după ce dansează Sophie, da? Să intre Sophie, să fie veselie! Oh, mamă, cine-i dat o băciorete, mă? Deh, bă, deh, așa vă trebuiește, dacă vă uitați la nevestica altuia. A trebuit să-mi apăr onoarea de familie. Vorba lui Creangă. Teoretic, primul că era Caragiale, da? E, Creangă, Caragiale, tot un drag. Da, și nu mai dramatiza atâta. Și eu? Că aș fi un scandal degeaba. Te orbise gelozia. Păi nu știți, bă, când e vorba de căpciunica, că nebune spălă. Ei, na, nebune, uite ce... Așa,
A venit o comunicare de la centru. Eu. Șeful, în plicul acesta se află numele noului chestor. Yes! Corect, dragostea mea! Stai, nimic! Am mai fost unul la fel! Bravo, băieți! Zi, domnule! Doamnelor și domnilor! Noul chestor este... Septimius Scarlat! Yes! Hai mă zbăr! Ține-mă! Ce ai pus, mă, prostul? Deci ești gata? Hai să-ți revii un pic! Du! Adios, dragii mei colegi! Vă salută chestorul SS! Septimius! Felicitări! Poftim? Domnule chestor! Felicitări, domnule chestor! Scarlat, v-am fost un real ajutor cât ați fost în secția noastră. Ați fost ca un idol pentru mine. V-am ajutat în tot. Domnule comisar, hai până jos în parcare să-mi umfli roata la bicicletă. Aveți bicicletă? O iau pe a ta. Alta i-am cauciucurile umflate. A, nu nimic. Le dezumfli, le umfli la loc. Le dezumfli, le umfli la 5-6 ori. Cum ziceți dumneavoastră? Hai jos. Sunt atât de obosit. Mă duci tu în cărcă, da? A, sigur, e o plăcere pentru la ea. Vă rog, stăriți. Ce trupă aveți, domnule! Sandvișurile astea cu salam și sucul ăla verde sunt bestiale! Sucul e un amestec din ce a mai rămas prin sticlă, dar e super bun! Merge, să știi! Ia și cu partea, că e bun! Iar mănânci din mâncarea mea? Vanda mi-a spune ce mâncăm și că nu am umblat în proviziile ei din frigider! Păi, baby, practic are dreptate, că și astea tot din banii ei sunt! Normal. Am zis gata. Pe semne că s-a săturat. Că e mică de statură și n-are un să intre atâta mâncare. Mai mult pentru mine. Vezi că tu le plătești. Okay. Să vă stea mâncarea în gât. Ție scorpie proastă și bogată și ție pomanagiu miloc ce ești. Pa, pa. Mami! Stai, dragă, mami! Mami, nu pleca! Bună! Deci așa, Teo, m-ai lucrat frumos și elegant. Ți-ai pus iubițelul pe postul de chestor, a? Ca de obicei, Matez, le ești idiot. Da. Nu am niciun amestec în asta. Îți dai seama că nu-mi convine că este să lua postul, că nu mai am nicio șansă să fiu cu el, ți-e clar. Tu ai pierdut pe mâna ta. Cum adică pe mâna mea? Obținuse-i tu postul și am făcut eu ceva și l-am pierdut? Exact. Te-au invalidat contra informațiile. Că ai luat bătaie de la un subaltern în mijlocul unui eveniment cultural. Mă, cât ți-am zis că ești idiot? Să știi că eu am avut dreptate? Păi și ce vrei să fac? Să las pe Chiorete să-i zdrobească pe arabii aia? A trebuit să-i intervin între ei. I-a lovit pe arabi, l-a lovit pe Chiorete. Dar m-a atins și el un pic. Al dracu piscină și-a făcut vecin! Al dracu piscină și-a făcut vecin!